cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul din Neamț. Joi a apărut Mesagerul numărul 597 și în emisiune, după două săptămâni de absență, dau să ne explice domnia sa de ce a absentat de la muncă domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Ați spus că am absentat de la muncă. De la muncă, păi noi facem muncă aici. Dumneavoastră, da, dar de la muncă noastră. Tot la muncă am fost. Da, de asta. Am avut o serie de evenimente la care a trebuit să fiu prezent la București, tot pentru în interesul municipiului, tot pentru a promova orașul și pentru a arăta că suntem implicați în proiecte care pot deveni cel puțin studii de caz la nivel național. Pe de o parte vorbim despre obligațiunile municipale. Știți prea bine că dorim să refinanțăm datoria istorică a municipiului printr-o măsură, printr-un instrument modern, eficient, în care noi decidem costurile și noi decidem perioada de rambursare și felul în care rambursăm și nu băncile și facem din Piatra Neamț un oraș mai atractiv pentru investiții. Acesta a fost unul dintre obiectivele prezenței mele la București, alături de primarul municipiului Reșița. Cele două municipii mari care accesează finanțări prin intermediul obligațiunilor municipale. Am prezentat altor primari de municipii reședință de județ. Am prezentat și mediului de afaceri, investitorilor, fondurilor, administratorilor de fonduri, instituțiilor financiare internaționale prezente, reprezentate la respectiva conferință, că Piatra Neamțul este însetat de investiții și de aceea încercăm să apelăm la soluții cât mai moderne și cât mai agile pentru nevoile noastre. Care e stadiul acum cu emisiunea de... În momentul de față suntem în corespondența cu societatea de rating pentru a răspunde tuturor chestionarelor lor. Urmează ca în cel mai scurt timp să avem și ratingul orașului și o prezentare pe care să o putem face investitorilor în ideea de a-i atrage către Piatra Neamț. Da, eu îmi fac datoria să spun că aștept întrebări pentru domnul primar raportate la ce se întâmplă în oraș, adică aș prefera să fie întrebări punctuale la dorințele cetățenilor, la investițiile în curs, la, mă rog, ce ține de municipiul Piatra Neamț. Dar drag, până... În primul rând, pentru asta sunt aici. Da. Și un al doilea obiectiv important al vizitei de săptămâna trecută la București a fost de asemenea prezentarea unui program, a concluziilor unui proiect care s-a desfășurat în două municipii din România și de data aceasta vorbim tot de Piatra Neamț și Reșița. A fost o coincidență săptămâna trecută că ne-am intersectat pe două teme majore, de două teme diferite. Ne-am intersectat aceleași municipii, aceleași orașe. Pe ce temă? Învățământul dual. Atât Reșița cât și Piatra Neamțul se prezintă ca două foste orașe industriale. Știm prea bine contextul de la Săvinești, platforma de la Săvinești și ce s-a întâmplat în trecutul zonei metropolitane Piatra Neamț. Cam același lucru, cam aceeași istorie fiind și la Reșița. Lucru care afectează, care grevează destul de mult asupra dezvoltării economice
și a potențialului economic ideea, al celor ideea două asta cu orașe. Învățământura duală este că și Reșița și Piatra Neamț își doresc învățământ dual. Își doresc învățământ dual. Mediul de afaceri local este în căutare de meseriași și este în căutare de sudori, de instalatori, de electricieni. Este această nevoie mai rămâne și ca cineva să vrea să învețe. Asta este problema și s-au prezentat o serie de concluzii care se regăsesc și în Piatra Neamț și în Reșița și care cu siguranță se regăsesc în cea mai mare parte a orașelor din România. În primul rând, nevoia de promovare mai eficientă, pentru că de cele mai multe ori părinții iau decizia în numele copiilor cu privire la ce studii vor urma aceștia de la liceu începând și chiar facultate. Deși poate copiii au abilități tehnice, părinții îndrumă către învățământ teoretic, către o facultate teoretică. Și de asta este bine să facem o serie de acțiuni de promovare și de conștientizare că o societate se dezvoltă echilibrat atunci când fiecare se îndreaptă către, își valorifică propriile înclinații. Pe de o parte, nevoia de a promova meseriile și învățământul profesional și tehnic. Pe de altă parte, un investitor în momentul când se implică, un antreprenor, când se implică în susținerea unui proiect de școală de învățământ dual, care presupune niște costuri, investiții în dotări, în echipamente pentru laboratoarele, atelierele în care copiii să facă practică, o bursă, o formă de recompensare a efortului depus la practică de către elevi, sunt niște cheltuieli pe care un investitor le face în ideea de a-și asigura forța de muncă. Domnul, el vrea să angajeze respectivul elev după terminarea școlii. Cu tot respectul școlii. Vă spun că au fost încercări de învățământ dual. Piatra Neamț, prin Camera de Comerț, a fost un deschizător de drumuri în domeniul legislației și a propunerilor pentru învățământ dual. Și asta s-a menționat. Problema este alta. Legislația, așa cum este făcută pentru învățământul dual, nu prevede niciun fel de obligație pentru cel care semnează că face cursuri și după aceea se angajează să lucreze, nu știu, 3 ani sau cât e acolo, în condițiile în care investitorul și statul, într-o oarecare măsură, fac eforturi să-l școlarizeze. Este, dacă stăm de vorbă cu cei care au încercat în domeniul lemnului, prelucrarea lemnului, în domeniul agriculturii, la Roman s-a încercat clasă de tractoriști, dar nu tractoriștii aia pe care îi știam noi, ci alții. Trebuie lucrat la mentalitate. Absolut. Deci, exact despre asta s-a discutat acolo. Despre mentalitate, despre legislație și despre resurse. Toate aceste provocări și probleme sunt luate în considerare, s-au formulat o serie de concluzii, au fost reprezentanți ai patronatelor, ai sindicatelor, ai asociațiilor, ONG-urilor, ai ministerului. În noua legislație este abordat învățământul dual și învățământul profesional și tehnic, urmând, avem chiar și un obiectiv, ca până în 2030, să crească ponderea învățământului dual față de, nu mai știu exact care este formularea în lege, dar până în 2030, preponderent va fi învățământul profesional și tehnic va fi de tip dual. Am înțeles. E bine. Asta pentru o sincronizare mult mai eficientă între ceea ce formează școala și nevoile de pe piața muncii. Ideea este că e nevoie, problema e să găsim modalitatea prin care se poate face. Că dacă nu, va fi așa o cooperativă munca în zadar. Eu, cum să vă spun, dacă aș avea putere, i-aș retrage toate mandatele de ministru al învățământului unei doamne care a desființat învățământul. Care a bramburit sistemul. Da, a bramburit tot sistemul din motive, mă rog, nu mai discut
Prefer să spun că sunt din motive de incompetență profesională, nu din alte motive. Și până când nu vom convinge oamenii că o meserie învățată cum trebuie asigură un viitor decent în România, ei se vor duce, vor face școala și vor pleca. Pentru că ce poți, cum spunea unul care făcea, finanța învățământul, ce pot eu să-i fac lui ăla că vine de la nu știu unde, face naveta și când s-a văzut cu diploma în mână, a plecat și în altă parte. Ce pot să iau, mă duc să iau părinților bani? Ce pot să fac? Deci aici este o mare problemă. Dar haideți să ne întoarcem la Piatra Neamț, pentru că sunt o mulțime de probleme de discutat. A început școala. Așa este. Aveți probleme? Eu zic că toate sunt în curs de rezolvare. Dacă vă referiți la probleme de reparații sau diverse intervenții care trebuie făcute în școli. Și ieri am trecut pe la câteva școli ca să vedem ce se întâmplă. În unele se lucrează, în altele pregătim proiecte. Dumneavoastră întrebați și eu răspund. Păi eu nu întreb, eu întreabă domnul Anton Andrei Gabriel. Bună dimineața! Așa. O întrebare pentru domnul primar. De ce nu se pot găsi fonduri pentru corpul închis de la școala gimnazială numărul 2? Sunt mai bine de 6 luni de când este închisă zona, clădirea. De ce nu se vrea? Nu e adevărat că nu se vrea. Auziți, promisiuni? Nu, ca să citim totul, ca să fie clar. Promisiuni au fost că va fi gata până la începerea anului școlar, cu semnul întrebării. Nu mi-aduc aminte să fi angajat promisiuni cu privire la termene acolo, pentru că realitatea asta în felul următor. Încă de la începutul anului am bugetat foarte multe investiții care se întâmplă în școli, în special cu prioritate fiind cele unde e nevoie de o contribuție mai mare de la bugetul local pentru a asigura implementarea cu proiectelor cu finanțare de la bugetul Uniunii Europene. Deci e clar că acolo trebuie să ducem acele proiecte la bun sfârșit și trebuie să ne catalizăm toate resursele pentru a reuși acest obiectiv. Apoi am prioritizat acele investiții unde era strict necesar. Cel mai greu, cel mai complicat a fost când am făcut asta în primul an, pentru că atunci nevoile erau de peste 10 ori mai mari față de disponibilul pe care îl aveam, față de bugetul pe care îl puteam aloca. Și atunci am luat o serie de decizii care ne ajută de la un an la altul. N-am mai peticit acoperișuri, le-am făcut de la zero, le-am reabilitat complet. Avem mai multe școli unde s-a întâmplat acest lucru, că vorbim de școala Nicu Albu, grădinița liceului teologic, de la liceul teologic. Sunt multe clădiri unde s-a reabilitat acoperișul, fațade întregi, chiar proiecte pe buget local care au fost, pe care s-au demarat investiții majore. Anul acesta avem foarte multe școli în etapă finală, în curs de finalizare a proiectelor cu finanțare europeană. Ajungem că sunt întrebări. Proiecte unde avem o cofinanțare destul de mare și pe orice proiect cu finanțare europeană sau pe orice intervenție majoră mai apar și lucruri neprevăzute care implică costuri suplimentare și, bineînțeles, și timp suplimentar pentru realizare. Am înțeles. Dar ca să lămurim chestia asta cu școala 2, școala gimnazială 2, acolo este un spațiu, din câte țin eu minte, a căzut tavanul. Într-un alt se poate repara sau acolo nu se mai pot face ore? Expertiza tehnică spune că acea construcție, sau expertul tehnic recomandă că acea construcție să fie reabilitată. Deci se poate reabilita. Asta spune expertiza tehnică. Fiind o clădire aparținând cu destinație școală, este o clădire aparținând domeniului public.
Noi conștientizăm nevoia transmisă pe de o parte de părinți, de conducerea școlii, că școala numărul 2 este cea mai mare din oraș și nu are o sală de sport. Am discutat cu colegii despre oportunitatea demolării acelei construcții în perspectiva realizării unei săli de sport. Doar că nu este deloc ușor și chiar este nelegal să demolezi o construcție aparținând domeniului public, unde expertiza spune că se poate repara și tu să vii pe oportunitate să decizi înființarea unei săli de sport. Chestia asta este imposibilă. De atunci am tot căutat soluții. Până la urmă, varianta la care soluția către care ne îndrumă și legea, și juriștii, și toți experții, e că acea clădire trebuie reabilitată și să vedem cu noua clădire, acea clădire micuță unde este biblioteca și laboratorul de informatică de la școala numărul 2, să venim cu proiectul de amenajare a unei săli de sport acolo. Dar asta este acesta este un proiect de durată. Am înțeles, domnul primar, dar acum eu întreb extrem de pragmatic. Că dacă o demolăm și facem sală de sport, e o chestie, vedem. Asta e o soluție. Da. Eu întreb pragmatic. Acolo acoperișul a căzut într-o singură sală. Într-o singură sală. Nu. Problema este peste tot. Soluția se aplică pe întreaga suprafață a clădirii. Am înțeles, dar nu se poate face nu reabilitare, o reparație a tavanului. O reparație a tavanului, un tavan... Nu doar a tavanului, a întregii clădiri. A întregii clădiri. Deci se face înlocuirea tavanului și un nou acoperiș. Și asta când ar putea să înceapă? Expertiza tehnică ne sugerează o soluție tehnică. În expertiza tehnică nu sunt valori. Am înțeles. Noi în momentul de față avem niște estimări, dar ele pot să fie total nerealiste, pentru că acolo trebuie un proiect tehnic de reparații, pe care nu l-am avansat pentru că este nevoie de buget pentru așa ceva. Am înțeles. Mă gândeam la faptul că nu știu cât de gravă este afectată clădirea, dar... Nu ne putem permite să credem că clasa de alături nu se va întâmpla, superficială, da. Putem rezolva problema. Am înțeles. Bun. Ați amintit de școli care sunt pe final. Spuneți-mi un pic cum stăm cu cele două școli din Dărmănești, că toată lumea întreabă... Școala 5 și școala 8. Toată lumea întreabă pentru că lumea este un pic bulversată. Școala 5 merge foarte bine. E o lucrare care, din punctul meu de vedere, vom finaliza în termenul anunțat, decembrie anul acesta și imediat... cel mai probabil odată cu începerea semestrului 2. Ei și-au luat măsuri acolo, au pus acea săptămână care se poate pune imediat după vacanță. S-au organizat foarte bine, nu vreau să se culce nimeni pe ureche, dar putem aprecia deschis mobilizarea constructorului acolo. La școala 8 nu am același feedback de dat. Facem presiune pe constructor, muncește, dar nu în ritmul care să ne arate că angajamentul de a termina până la sfârșitul anului îl poate aduce la bun sfârșit. Am înțeles, deci veștile bune. Am avut discuții foarte ferme cu constructorul, am prioritizat la modul, nu știu, de cod roșu, tratarea situațiilor de lucrări și a plăților către cele două construcții, către constructorii care au făcut termene atât de scurte, tocmai în ideea de a imobiliza și de a arăta un tratament cât se poate de... vrem ca și ei să se miște în același ritm cu care ne mișcăm și noi. Și am transmis constructorului că noi facem toate eforturile omenești să facem plățile cu maximă celeritate. Am vrea să vedem același răspuns și aceeași reacție și din partea lor. Altfel vom trata lucrurile puțin diferit și aici nu mă refer la plăți.
Da, de asta lumea e foarte interesată. Pentru că acolo este o zonă cu școli multe, două sunt în reabilitare. Se lucrează în niște condiții cât de cât așa la școlile normale, dar teoretic ar trebui să înceapă. Constructorul de la școala numărul 5 îmi trimite în fiecare zi poze care să demonstreze realizate. Ce progrese se realizează de așa acolo. Da. De la așa școala da. 8 așa nu da. E vorbă de această atitudine. Deci sunt foarte multe lucruri care, de când le pui în comparație, ies diferențe majore. Acum întreb și eu ceva. Constructorul de la coridorul de mobilitate 1 vă transmite poze cu progresele realizate? Nu, constructorii. Merg constructorii. Eu în fiecare zi pe acolo, sunt la curent cu informație, nici de pe Dimitrele Unida și Mihai Viteazu nu îmi trimitea poze. Șeful de șantier poze neapărat în fiecare zi. Când considera că este un element de noutate care trebuie să-l știu, da, îl aduce la cunoștință. Eu am glumit pentru că eu trec și eu în fiecare zi, mă rog, dar problema este dacă vedem progrese. Se întâmplă progrese, se lucrează, în fiecare dimineață trec pe Traian, pe Decebal, pe la podul de la spital, să mă asigur că toată lumea e la treabă, se lucrează. Eu am înțeles că se lucrează, dar cum se lucrează? Că eu am înțeles așa, acum o săptămână jumate trebuia început turnat primul strat de asfalt fost, de, la, da. De la sensul giratoriu până, la, până aici, până la sensul giratoriu de la spital, pe Traian. Pe două benzi și pe aia pe încă una, că banda cu apa rămâne liberă. Da, pe banda cu apa mai trebuie făcute da. Ei, lucrări de racorduri, dar mai întâi de finalizat branșamentele, da. Racordurile și căminele. Și întrebarea este, o săptămână jumate, timpul a ținut. Ce n-a ținut? Bitumul n-a ținut. Înțeleg că asta mi-am spus că și eu am fost extrem de dezamăgit când m-am întors duminică seara acasă și nu am văzut nici măcar o bandă de circulație pe Traian cu noul strat de asfalt. Am sunat constructorul și mi s-a plâns că nu se găsește bitum. Ieri am avut din nou discuții, mi-a dat asigurări că are angajamentul din partea unui furnizor, că cel târziu, luni, va furniza cantitățile necesare de bitum. Eu l-am rugat cât se poate de ferm să încerce urgentarea ca în weekend să vedem asfaltul turnat pe Traian, fiindcă luni toată lumea merge la muncă, la școală, traficul ar fi mult mai îngreunat dacă se fac și lucrurile de asfaltare sau măcar să asfalteze noaptea. Asta n-ar fi rău pentru că e vorba de primul strat și, din câte știu eu, firma lucrările are utilaje, problema este să aibă bitum. Nu vorbesc de bună voință, eu vorbesc de bitum. Apropo de bitum, la podul de la spital nu trebuie deocamdată bitum. Acolo cine trebuie? Beton. Se lucrează, și nici beton nu se găsește? Nu este, doar că au trebuit cofraje. Realizate cofrajele pentru aripile de legare a podului cu malurile cu ieșdului, malurile betonate, pentru că apoi să se poată realiza dalele de racordare. Am înțeles. Cu compactarea. Aici nu vi s-a spus cam când se realizează? Mi-au spus, nu mai avansez eu. Termenul mai e foarte puțin. Nu avem încotro, trebuie să... Bine, rezistăm când am rezistat până acum, mai contează. Ideea este măcar să știm toamna când... asta vom avea podul gata, asta este o certitudine. Eu m-am interesat, acum fac o glumă, m-am interesat un pic pe cifrele de afaceri la servisuri și stau pinișor în zonă. Mai ales pe Bucșăraie. Da, pe doar că în anii următori vor trebui să se reprofileze foarte multe servisuri pentru că... Hai, mai dați-le de lucru că faceți coridoarele intermediare. Odată rezolvate problemele
Nu vom avea aceleași probleme pe corizoarele intermediare. Învățăm din lucrările pe care le avem astăzi. Trebuie să avem și puțină înțelegere, da, în următorul fel. Mi se pare că eu n-am înțelegere, ba chiar am înțelegere. Da, încerc chiar să glumesc cât se poate. Pentru că nu ai cum să te duci să faci altceva. Dar distanța dintre frezare și asfaltare mi se pare extrem de mare. Nimeni nu se aștepta. Eu cel puțin nu mă așteptam. Pe de o parte, poate fi o neglijență a constructorului să se apuce de frezat fără a fi deja verificate din toate sursele opțiunile de furnizare bitum, dar înțeleg că se pot întâmpla și surprize neplăcute, pentru că ne-am lovit și noi. Îmi aduc aminte de situația când făceam strada Bistriței, cât de complicat a fost cu găsirea bitumului. Și acolo a durat un pic mai mult decât ne-am așteptat, tot din cauza asta. Și au mai fost astfel de momente, chiar anul acesta, pe strada Dumbravei. A durat foarte mult până am reușit să obținem agregatele necesare. Asta fiind o lucrare făcută de societatea Publiserv. Publiserv, da. Păi am înțeles. Deci, mai lămuriți-mă cum e cu moldocorul și cu apa, ca să știu un pic cum... Eu vă pot spune public că dacă, înțelegând cât de complexă este această lucrare, cât de mare este nevoia pe care o are orașul să o vedem gata, cât de dificile sunt împrejurările, pentru că trebuie să finalizăm și proiectul de mobilitate. Și atunci am oferit toate avantajele posibile și am făcut toate compromisurile posibile pentru a ajuta societatea să dea înainte. Ce s-a putut, ce nu s-a putut, că nu au găsit oameni ca să vină la lucru, că am făcut tot posibilul să venim în întâmpinarea lor, să-i ajutăm. Nu se mai poate așa. De astăzi înainte nu le mai facem plăți decât pe sectoare funcționale. Le-am spus, n-au decât să-și rezolve problemele financiare, nu se poate să lălăim atâta cu căminele pe care... De exemplu, Traian, este terminată pozarea țevii, este dar montată nu este făcută, toată, dar nu, este... nu sunt finalizate branșamentele, căminele și asta nu toate racordurile. Ba da, dar asta a fost strategia lor. Nu știu de ce au făcut astfel. Probabil au vrut să se asigure înainte că termină țeava, dar pe noi acum ne țin pe loc cu noua, cu banda că nu se poate turna banda, că nu putem face acolo lucrările, să turnăm betonul, care și ăla va trebui să așteptăm să se întărească o perioadă. Nu putem face această lucrare din cauza faptului că nu sunt realizate toate căminele pe țeava, care ar trebui să fie gata la momentul de față. Înțeles. Deci veștile nu sunt extrem nu sunt de... rele, pur și simplu din momentul de față vom avea o atitudine cât se poate de echilibrată și responsabilă față de constructorul de apă. Nu mai merge cu avantajele și cu compromisurile. I-am ajutat până acum cât s-a putut, făcând totul în interesul orașului până la urmă, cu scopul de a... Toată țeava e adusă, nu? Sau mai e toată țeava este adusă. Și achitată. De primărie. Și achitată de primărie. De primărie. Pentru asta. Că... Eu furnizorul n-a vrut să... E achitat și furnizorul. Da, păi dacă s-ar rezolva această problemă a asfaltării, a Bine, podului... Aici mai sunt și alte probleme, că... Nu putem să dăm vina doar pe constructor. Dar nimeni apar tot asta. Felul de situații în teren. Uitați-vă și dumneavoastră, pe strada Eroilor, în zona Petru Movilă, câte avarii s-au întâmpinat, în zona Traian, da, mă rog, acum am trecut de zona Rămâiței, unde a fost extrem de dificil. Și apa servul trebuie să fie cumva mai aproape de realizarea acestei lucrări. Pentru că e prima astfel de investiție care se face în oraș, nu putem să tratăm cu indiferență o avarie apărută pe acest sector, pentru că întârzie enorm de mult
derularea lucrărilor la magistrala de apă. Înțeles. Da, să vedem și alte subiecte care, cu care suntem, deci cu școlile tot mai vin și, mă rog, am cam lămurit-o cât de cât. Deci, văd ceva la o școală, în clădirea Galinescu, dar nu știu care, de la ce clădire se referă. Așa, ce este? Există vreo posibilitate ca să ne ajute domnul primar cu parcarea din curtea clădirii Galinescu? O situație disperată pentru atâtea cadre didactice, mulțumesc anticipat. Probabil că e vorba de școlile normale, nu-mi dau seama. Centrul Galinescu al Direcției de Asistență Socială. ADAS. Da. Această problemă ar trebui adusă la cunoștința Direcției de Asistență Socială și să vedem ce variante avem acolo. Nu cunosc exact problema. Deci Direcția de Asistență Socială da, a Consiliului Județean. Nu, a dumneavoastră. Da. Am înțeles. La Direcția de Asistență Socială se poate face eventual și o plângere la Avocatul Poporului, dacă e nevoie. Da, avem... Se poate rezolva și așa. Situație în curs de analiză acolo. Da. Haideți să vedem. Bună dimineața pentru domnul primar. Ce se întâmplă cu indicatoarele de localitate Piatra Neamț? De ce le-au mutat? Mă rog, nu prea înțeleg eu ce spune aici. În zona Lancelotti, cred că, sau ceva de genul acesta. Știți nu, acolo ceva? Era indicatorul dintotdeauna. E vorba de școala 5, am primit precizarea. Așa. Curtea, deci, e cum am spus eu, școlile normale, curtea interioară, dar acolo cred că ar trebui să vă adresați Consiliului Județean pentru acces în curtea interioară. Da, acolo unde sunt pubelele alea. Nu mai sunt. Nu mai sunt, nu mai sunt pubelele. Da, Consiliul deci, Județean pentru, trebuie să ofere. Păi poate ne aude cineva care se ocupă de școli la Consiliul Județean, pentru că, într-adevăr, străzile sunt foarte înguste acolo și măcar cadrele didactice să-și poată intra să-și parcheze mașina ca să nu aglomereze accesul. Ar fi o idee, da, foarte bine. Avem și un comentariu apropo, Păițeava nu e a orașului, apropo că e cumpărată de oraș. Sau aici ar trebui să intervină APASER utilizând banii care se întorc din redevența plătită Adiacua. Când se face o lucrare, lucrarea se plătește la constructor. Constructorul trebuie să-și plătească furnizorii. Constructorul, neavând încrederea furnizorilor, primăria a sărit această chestie și a plătit direct tocmai ca să facă lucrarea... Nu, am plătit liderul. Am liderul de asociație. În asociere, da, în asociere. Furnizorul. Dar ați plătit special pentru țeavă și ați adus furnizorul în asociere. Ei, problema este că dacă tot se cumpără țeava asta și se plătește separat, ar trebui să existe și o reciprocitate la momentul în care îți asumi o lucrare. Asta, iar restul cu apa ser și cu țevile este cu totul și cu totul o altă poveste. Da. Mai avem niște întrebări. Sigur. Bine, au început și celebrele discuții între fani, fanii dumneavoastră și fanii celorlalți. Astea pe mine chiar nu mă interesează. Dacă se întâmplă, eu încerc să mai selectez. Se găsesc bani să așezați tartan la locurile de joacă? Nisipul pus s-a umplut de excremente. Această soluție cu nisipul a fost una provizorie, pentru că aveam următoarea alternativă. Anul trecut am făcut 5 locuri de joacă. Anul acesta facem 10. Ideea e următoarea. Din aproape 50 de locuri de joacă, mai bine de jumătate sunt neconforme și a trebuit să le închidem. Cred că toată lumea știe asta și toată lumea suferă din această cauză. Poate puțin înțeleg care era urgența și de ce eram obligat să facem asta. Nimănui nu i-a fost, nu i-a picat bine această decizie și credeți-mă că cel mai expus și cel mai nefericit de această situație sunt chiar eu. Motiv pentru care am ales să facem cu sumele de bani pe care le-am putut aloca pentru locuri de joacă,
cât mai multe investiții de care să se bucure cât mai mulți părinți cu copii. Și așa s-a făcut, că anul trecut am folosit bugetul maxim pe care îl puteam aloca pentru locuri de joacă, pentru a face 5 locuri de joacă. Anul acesta am alocat un buget mult mai mare pentru a face 10 locuri de joacă. Aceste locuri de joacă le facem momentan cu nisip, pentru că tartanul este extrem de scump și în condițiile în care am face locurile de joacă cu tartan, am ajunge să facem de două ori mai puține locuri de joacă. Anul trecut, în loc de 5, am fi făcut 2. Anul acesta, în loc de 10, am fi făcut 5. Urmând ca imediat mai putem descotorosi de ratele și dobânzile pe care trebuie să le plătim pentru pavelele de acum 50 de ani, vom pune tartan în locurile de joacă. Este un mic compromis și rog pe toți să înțeleagă că e o decizie doar de etapă. Da, sunt câteva întrebări, dar eu vreau să mă opresc la una. Pentru că haideți să lămurim o chestiune cu o dată pentru totdeauna. Spune așa un domn: bună dimineața, vom avea podul gasta, ce veste bună. Așa. Asfaltul de pe Traian trebuia să fie turnat de o săptămână. Așa. De ce nu renunțați oare la această firmă de casă mediocră? A cui? Păi asta vreau să lămuri. A cui firmă de casă este asta? Pentru că nu pot să cred că firmele care erau abonate la lucrări, pe lucrările Consiliului Județean, unde este o culoare politică, sunt și firmele dumneavoastră de casă. Dacă sunt firmele dumneavoastră de casă, vă rog să-mi spuneți. Domnul Bărănescu, eu nu am nicio firmă de casă. Eu am organizat licitații pe bune de când am intrat în primărie și cred că acest lucru se vede cu ochiul liber. Spuneți-mi un pic, la câta licitație s-au luat coridoarele de mobilitate? La a doua licitație, dacă ne referim la Dimitrie Leonida, 9 mai, și cred că la prima celelalte două. Întâi am scos la licitație Dimitrie Leonida 9 mai, după care le-am scos pe toate trei loturile. De asta spun, adică... Au fost doi participanți pe Dimitrie Leonida, doi ofertanți pe Mihai Viteazu, un singur ofertant pe coridorul principal. Mihai Viteazu, pe și dacă ați fi anulat, să spunem, licitația când ați văzut numele firmelor, găseați nu un motiv. Nu se putea. Eu zic, găseați un motiv. Dar eu nu motive. Nu, dar zic, găseați un motiv. Ce se întâmpla? Eram dus în instanță în prima Nu vorbesc secundă. De asta, eu vorbesc de timpul de execuție. Că nu mai făceam toate proiectele? Asta era clar. Asta era primul deznodământ și, evident, celelalte acuzații care decurgeau din... Bun. Eu am pornit de la bun început pe prezumția că o companie, când participă la o licitație, are interesul economic de a duce lucrarea la bun sfârșit. Eu consider, în naivitatea mea, că acesta este interesul tuturor în momentul în care participă la o licitație. Au venit mulți să-mi zică că o să ne încurce, că o să avem probleme, că din punctul meu de vedere, interesul meu ca primar este să vedem lucrarea gata, nu am ce să reproșez constructorului. Până în momentul de față, dincolo de situația asta cu întârzierea cu bitumul, că am convenit în primă fază, din momentul în care restricționăm circulația pe Traian pentru activitatea de frezare și până la finalizarea stratului da. De binder, trec 10 zile. Aceasta a fost înțelegerea și calendarul pe care ne l-am asumat împreună. Că au trecut mai bine de 2 săptămâni de atunci și nu avem bitum, e o situație pe care eu nu pot să o impun neapărat constructorului. Da, sunt extrem de dezamăgit, dar nu pot să... Lumea întreabă și este normal să întrebe. A, că se fac categorisiri directe, ăla, având în vedere istoricul lucrărilor din județ, oamenii zic eu că sunt îndreptățiți. Sunt să pună întrebări, eu sunt obligat să răspund. Nu am nicio firmă de casă ca să lămuresc. E adevărat că au fost făcute reclamații, că au fost reclamații făcute la diverse instituții de reclamagii / politruci cu scopul de a manifest doar de a bloca tergiversări lucrări în piatra. Sute
de astfel de acțiuni, numai de pentru petiții, a... de sesizări, zeci numai legate de podul de la spital, zeci legate de podul de la Orion, de podul de la piață, nu mai zic. Sute de astfel de acțiuni făcute cu scopul de a bloca proiectele. Da, nu m-am plâns, le-am răspuns tuturor instituțiilor, tuturor societăților, tuturor petiționarilor. Au venit inspecții de la toate instituțiile de control posibile pentru a verifica lucrările. Nu este nicio neregulă, dar lucrurile astea ne duc la întârzieri. Este adevărat. Pentru că în loc să ne vedem de hârtiile noastre și de procedurile noastre, mai trebuie să răspundem la astfel de petiții. Și aici au fost sute. Deci ne-am lămurit și cu asta, da? Da. Și acum întrebări directe. Doamna Borcea, bună dimineața, locuiesc pe strada Bistriței, numărul 14, bloc F9, 18. Vă rog frumos, domnul primar, trimite să acopere porțiunea de asfalt din fața scării B, unde avem mașini parcate, deoarece când plouă le stropesc participanții la trafic. Vă mulțumesc anticipat. Bun. Notați-vă adresa. Chiar voi ruga colegii să noteze, da, și să verifice imediat și să Bistriței, numărul 14, bloc F9. Rezolvarea problemei cu celeritate. Chiar Narcisa Trifan. Bine, pe strada Bistriței trebuie să zic că vom avea continuarea proiectelor de modernizare a orașului. Sunt alte 13 străzi pe care vom face acest lucru și e un pas înainte, dar această reparație este într-adevăr urgentă acum, mai ales că vine iarna și cine știe... Întrebare. Parcul de la grădinița Floare de Colț nu se mai poate lăsa deschis după terminarea programului? Chiar zilele trecute m-am auzit cu domnul director în această direcție. Ideea e următoarea. Dacă parcul acela, locul de joacă, ar fi folosit în mod responsabil de copii sub supravegherea părinților și nu ar fi atâtea probleme, nu o să vă zic ce s-a găsit acolo, că suntem într-o emisiune cu public. Nu o putem. Acolo intră niște copii la grădiniță. Nu avem cum să ne batem joc de... Să nu se joace dimineața, să confunde... Deci, inițial am rugat personal conducerea școlii, nu puteți să spune se o cameră asigure acolo, că rămâne... Dar nu ajută nici camera. Avem montată cameră. Nici camera nu ajută. Ceea ce ar ajuta ar fi supravegherea copiilor și să ne asigurăm că acel loc de joacă nu îl deteriorăm sau nu îl murdărim cu tot felul de lucruri mai puțin plăcute. Altă întrebare punctuală. Doamna Narcisa, ce poate să ne spună domnul primar în legătură cu Creșa Speranța? Știm că primăria s-a implicat, mulțumim, dar care sunt informațiile noi? Cum putem urgenta deschiderea creșei? Domnul director face militarie și nu e nimic de... În sensul că este... Domnul Cira este la... E la instrucție acum. Și dacă n-ar fi la fel de soldat și în fața partidului pe care îl servește, zi și noapte, n-am avea probleme la Creșa. Asta o spun public pentru că deja a ajuns cuțitul la os. Știți prea bine, am dat aviz negativ în prima fază pentru numirea domnului Cira. Am avut o discuție cu domnia sa. I-am zis, simpatiile politice sunt una. În afara programului faci politică unde vrei tu. Pe mine nu mă interesează să-mi dai like-uri pe Facebook sau comentarii favorabile. Ți-am cerut să-ți vezi de treaba ta la instituția asta și un an de zile ți-ai bătut joc de noi. Ai dat comunicate scrise la partid pe site-ul instituției. Așa ceva nu se face. Instituția asta trebuie condusă responsabil pentru beneficiari, pentru copiii care... Să-l lăsăm pe domnul Cira să răspundă la comenzi acolo, la militarie și la partid. Mă scuzați că m-am aprins, dar nu se mai poate așa nu, ceva. Nu, îl lăsăm să răspundă la comenzi. Ideea este, probabil că e cineva în locul lui. Da. Care, din păcate, în momentul în care șeful e militar, probabil, știe să-și impună ordinele mai departe. Deci e probabil ca pe vechiul anunț pe vremea comunismului. Nu mai primim comenzi până la noi ordine. Bun, acum lăsând la o parte toate astea... Se va rezolva cu situația, cred că zilele astea primim toate avizele, inspectoratul deci, organizează concurs. Haideți ca să spunem dar așa. Dar în mod normal astăzi, pentru că sunt sute de creșe în toată țara care funcționează doar cu îngrijitori, părinții trebuie să meargă la serviciu. Își organizează activitatea
duc copiii la creșă, rămân în grija îngrijitorilor, trebuiau să fie 4 îngrijitori acolo, nu sunt puericultori, nu învață nu știu ce poezie în perioada asta, dar sub supravegherea cuiva se pot juca copiii cât se poate de în ordine. Bun. E un mic compromis în așteptarea soluționării problemei cu puiericultorii și cu educatorii. Hârtia de la Araci, probabil că va veni într-o zi, două. Așa așteptăm și probabil că va veni într-o zi, două, trei. Au fost scoase, au fost făcute demersurile pentru posturi, nu? Da. Probabil că și alea se vor rezolva în câteva zile. Îngrijitori au, supraveghetori au. Îngrijitori, sunt supraveghetori. Aceștia deci sunt când ar veni hârtia de la Aracip, cu o discuție... În mod normal ar trebui în secunda 2 să dăm drumul. Mai ales că avem confirmarea oficială, e clar că a fost Consiliul de Administrație și că s-a aprobat. Știi ce nu-l e un parcurs firesc să dureze până se obțin toate semnăturile. Așa e în administrație. În momentul în care știm că totul este în ordine și nu planează niciun risc, nicio problemă asupra acestei creșe, de ce o mai ținem blocată, de ce mai ținem părinții și copiii la poarta instituției? Pentru că așa vrea un soldățel de partid? Eu am întrebat în numele doamnei Narcisa. Doamna mulțumesc, Ecaterina. Doamna Narcisa. Asta este problema, de fapt. Bună, doamna Ecaterina, bună dimineața. Cu parcul de joacă de pe strada fermelor se va face ceva și când? Cel de pe strada Valea Albă. Mie îmi spune fermelor, eu ce scrie, așa scrie, așa citesc, probabil că e Valea Albă. Nu știu, presupun că la acela se face referire. E unul dintre proiectele problemă, alături de celelalte două grădini publice. Nici nu mai știu colegii ce să se mai facă cu acest deci, constructor. Valea Albă. Ce e cu parcul de joacă de pe strada? Da. Întreabă altcineva vis-a-vis de cimitir. A ieșit de mult din termen de finalizare. Așa cred, este. Și nu prea nimeni... prelungit contractul de execuție tocmai pentru că a fost o bătaie de joc acolo din partea constructorului. O bătaie de joc prelungită și răsprelungită. Și unde am făcut deja avem un deja vu. Da. De fiecare dată a fost o bătaie de joc din partea constructorului. Deci, dacă acest constructor nu-și termină lucrarea până la finalul acestui an, să decontăm toți banii, nu va mai pupa nicio lucrare în viața lui, pentru că ne-am învățat și noi ce putem face cu astfel de constructori. Și nu va mai apuca vreun primar în țara asta sau vreo autoritate publică să fie în bătaie de joc a acestui constructor. Nu va mai putea participa la nicio licitație pentru că s-a inventat un mecanism pe care, din păcate, până acum primăria Piatra Neamț nu l-a folosit niciodată, dar știm ce avem de făcut ca să-l folosim acum prima dată. Dacă nu termină lucrarea, sperăm să nu ajungem acolo. Da. Domnule Bălănescu, spune domnul Gigi Patrichie, Bălănescu mă cheamă, vă rog să spună, domn primar, de ce localitate aparține cartierul Speranța? Care eu nu adică înțeleg nuanța. Ar fi, da, vreau să știu exact ce vrea să spună. Tot de loc, se vorbește de indicatoare care ar fi fost mutate de acolo, nu înțeleg exact. Nu înțeleg exact care este treaba, dar eu îmi fac datoria. Nu înțeleg. O să-l rog pe domnul Patrichie să transmit un mesaj separat. Verific și eu ce se întâmplă cu semnalistica rutieră, dacă e vreo problemă și ne asigurăm că nu ne ia nimeni speranța. Întrebare interesantă. Chiar dacă poate un pic așa. Ce câștig vor aduce personajele? Și chiar vă ridică într-un fel mingea la fileu. Personajele lui Harapalp și urmează a fi amplasate pe Cozla, care au primit finanțare și urmează a fi amplasate. Nu au primit finanțare pentru că nu am stat cu mâna întinsă în fața nimănui pentru acest proiect. E finanțarea decât în fața, da, decât în fața Agenției Naționale pentru Arii Protejate, unde chiar am stat cu mâna întinsă de 3 ani ca să ne dea un banal aviz, un aviz care e la mintea cocoșului, că nu e ceva foarte complicat. În zona protejată e o singură intervenție. Dacă știți dumneavoastră, este un bloc de beton făcut undeva în zona de protecție,
cumva în zona bazinului de apă, dacă știți. Da. E un bloc de beton, probabil o fundație care a fost făcută cu scopul amplasării unui stâlp sau unui releu, care nu s-a mai realizat. Și pe acel bloc de beton, ca să o ascundem acea urățenie, care nu prea are ce căuta într-o zonă protejată, vrem să amplasăm o statuie. Este singura intervenție pentru care solicităm aviz favorabil. Pozăm, montăm o statuie din butuș din lemn sculptat, care să fie partea unei povești pe care o creăm cu scopul de a atrage cât mai mulți turiști și de a genera o altă atmosferă sus pe Cozda. De la arii protejate am fost plimbați ca de la Ana la Caiafa, să modificăm, să tot transpirem. Haideți că v-a spus, mai dați-mi teren, domne. Mai dați-mi niște teren să facem. Asta a fost, stați, că mi-am dat acordul. Am zis, oameni buni, eu vin din zona de activist civic pentru protecția mediului, sunt conștient că trebuie să facem mai multe lucruri pentru a proteja mediul, dați-ne întâi avizul, ca să nu facem cumva vreo prostie, să ne trezim că extindem zona de protecție pentru a ne băga și mai multe bețe în roate, noi înșine. Adică arătați-mi semnul că înțelegeți investiția pe care o facem, că nu ne batem joc de mediu. Bă, s-au întâlnit hoțul cu prostul, dar până păi când? Exact asta am și spus domnului președinte la un moment dat, dar chiar ne luați de proști. Deci, nu, adică lucrurile... Și acum, da, dăm cărțile pe față, asta este realitatea. Noi, sus pe Cozla, nu putem face nici măcar o cosmetizare a zonei, pentru că deja nu poți să schimbi o scândură, că pică toate, trebuie să faci înlocuirea întregii platforme, că acolo, vedeți și dumneavoastră, este destul de deteriorat acea platformă, care este punctul belvedere al orașului cel mai... Toată lumea care vine sus pe Cozla vrea să facă o poză, să imortalizeze peisajele superbe care se văd de acolo de sus. Și noi ne chinuim să obținem de la arii protejate un aviz ca să facem acele reparații capitale care sunt foarte necesare, ca să punem la punct igluul acela care este lăsat în paragine de atâta timp și nici nu mai avem ce face, pentru că pentru demolare îmi trebuie aviz, pentru reparare îmi trebuie aviz. Eu n-am nicio variantă să fac o intervenție acolo. Păi tot de la arii protejate. Iar de la arii protejate primim refuz după refuz sau ne ignoră total. În februarie m-am dus la biroul domnului președinte, l-am invitat la Piatra Neamț, mi-a zis că vine în martie, că vine în aprilie, că vine în mai. În iunie m-am dus, l-am luat de mânuță, l-am adus pe 6 iunie la Piatra Neamț și am discutat, i-am arătat ce avem de făcut. Astea sunt proiectele, astea sunt statuile, e un proiect prin care vrem să creăm o poveste, să atragem mai bine turiști, să promovăm mai bine zona de protecție și să le spunem că aici se... A fost și cu cuteni, au fost cândva și fundul unui ocean. Eu vă spun că nu o să reușiți dintr-un motiv. Nu vom reuși din așa, dar motiv, schimbăm faia. Din alt motiv. În curând, nu o să mai puteți spune că promovați personajele din harap alb, pentru că va trebui să spuneți că le promovați dintr-un harap necolorat, iar despre setilă nu veți putea discuta nici păsărilele zlungile, pentru că ar însemna să vorbiți despre personaje care au anumite, cum să spun eu, defecte structurale. Corectitudinea politică vă va opri acest proiect. Eu sunt un tip foarte decent. Eu sunt răutăcios acum. Nu îmi place să depășesc limita bunului simț, dar atunci când deja nu se mai poate, nu vrea nimeni să stea în calea mea. Și am ajuns în acel punct, din păcate, cu această instituție. Da, mergem, tot vin întrebări și eu încerc să le selectez cât de cât. Ce părere are domnul primar despre înlocuirea, lucrurile importante, înlocuirea sistemului de parcare rezidențială pe bază de locuri rezervate, cu un sistem de parcare liberă în schimbul plății unei taxe modice anuale pentru prima mașină și tot mai mari pentru fiecare mașină în plus. Dar recunosc, asta se aplică deja nu în înțeleg, aplicația. Se aplică? Deci se aplică. Prima mașină ai tariful standard de 175 de lei. Pentru a doua ajungi la 350 de lei. Prima mașină
Se referă la mai multe mașini ale unui personaj. Aceleași familii. Deci, pentru același apartament, ai dreptul la o mașină, loc de parcare în zona imediat, în zona limitrofă blocului. Pentru a doua mașină, poți încheia loc de parcare dacă nu mai poți avea loc de parcare dacă nu mai sunt solicitări în aceeași zonă. Ai al doilea loc de parcare pentru a doua mașină, dar în momentul în care vine cineva cu prima solicitare, se pierde contractul și tu primești locul următor liber la... Cam acesta este principiul administrării parcărilor din rezidențiale din oraș. Doamna Iulia, bună dimineața! În legătură cu subsolurile blocurilor B5, cred că din Mărăței, dacă nu mă înșel, care sunt de ani de zile pline cu apă. Nu știu, B5, bănuiesc că... Așa. Da. Care sunt pline cu apă, se poate face ceva? E o situație Mărăței întâlnită 4, și în Mărăței 4. Dar și în Mărăței. Acolo este problema APASERV. Primăria a rezolvat tot ce a ținut de primărie. Colectoarele pluviale, instalația de apă, canalizarea pluvială. Am realizat o serie de îndiguiri tocmai pentru a evita ca apa pluvială să ajungă în boxele oamenilor. Din păcate, fără suportul APASERV nu putem interveni, pentru că APASERV are drept exclusiv de intervenție pe rețelele lor pe care le administrează. Da. Și întrebări. Pe sectorul Sens Giratoriu Brădeț, strada Lămâiței, nu avem niciun traseu de autobuz. De ce este bandă dedicată pentru transportul public pe acel sector de drum? Nu știu. Unde? Giratoriu Brădeț, Lămâiței. Pe sectorul Sens Giratoriu Brădeț, nu este nicio stație de așteptare momentan. Nu circulă niciun traseu de autobuz. Probabil, nu știu, nu-mi dau seama. De ce este bandă dedicată? Toate aceste trasee sunt pentru și autobuz. Că astăzi poate nu fi neapărat un traseu, știu că nu sunt opriri în acea zonă, dar pe acel tronson de drum circulă autobuze. Da. Întrebare, strada Nufărului, zonă de case, este vreun proiect de asfaltare acolo? Intră în cele... Trebuie să verific. Din câte... Voi verifica. Nu vreau să fac acum un angajament public pentru anul următor fără să fiu acoperit. Cert este că avem un plan de investiții care include toate străzile orașului în următorii 6 ani. Da. Ne apropiem de final. Eu încerc să răspund la niște domni care a intrat mai târziu, când se va termina școala 5. Domnul primar a spus că la școala 5 sunt toate premizele ca cel care face lucrarea să termine până în decembrie, ceea ce ar însemna că mutarea s-ar putea face după vacanța de iarnă, da. După vacanța din ianuarie atunci. Da, să avem și timpul pentru recepționarea clădirii. Pe Bulevardul Traian, cât mai se mai continuă asfaltarea, s-a răspuns domnul... Pe Bulevardul Traian, cu siguranță vom termina în toamna aceasta lucrările. Asta este e obiectivul pe care ne l-am setat. Urmând ca, pentru că dacă tot am ajuns în acest punct, trebuie să creez acest orizont de așteptare oamenilor, urmând ca în primăvară să finalizăm și Bulevardul Decebal. Înțeleg că mai devreme mi-a și scris domnul președinte al Federației Române de Ciclism, având și proiect de hotărâre pentru astăzi cu privire la parteneriatul dintre Primăria Piatra Neamț și Federația de Ciclism pentru organizarea Turului României. Turul României nu se va mai desfășura anul acesta, lucru care, până la urmă, putem vedea partea plină a paharului. Ne putem finaliza liniștiți proiectul de coridor de mobilitate pe Traian și Decebal și economisim și niște prezentăm bani. Și sigur, și să avem o prezentare mult mai frumoasă a orașului în
ediția 2024, când turul României va trece prin Piatra Neamț, pentru că suntem unul dintre partenerii cu care chiar dacă am depășit un pic, vin niște întrebări extrem de interesante. Terenul intravilan din spatele galeriei Mall acum este folosit ca parcare pentru tiruri. Există vreun proiect pentru o mare parcare acolo? Există un proiect chiar pe ordinea de zi de astăzi, care vizează încheierea unui acord de parteneriat între Primăria Piatra Neamț și Ministerul Turismului. De 2 ani discut la Ministerul Turismului despre acea suprafață de aproximativ 2 hectare, care aparține Căilor Ferate Române, unde are și societatea Publiserv o bucățică de vreo 5.000 de metri pătrați, în ideea unui proiect de regenerare urbană, care să vină în următoarea în următoarea filozofie, în următoarea gândire. Pe strada Izvoare, cu descărcare în dreptul cartierului Speranța, va fi principala intrare în municipiul Piatra Neamț. Va intra pe acolo drumul expres Piatra Neamț-Bacău. O lucrare pe care putem să preconizăm că se va finaliza conform calendarului care se discută astăzi, undeva în 3-4 ani. Noi atunci trebuie să pregătim niște lucruri, pentru că deja se va schimba dinamica traficului. Facem o descărcare de drum expres cu două benzi într-un drum cu o bandă. Prin urmare, Piatra Neamțul are nevoie de o variantă care să continue acest drum expres mai departe și la CNAIR este în momentul de față în plan realizarea a două variante. Urmează realizarea studiilor de prefezabilitate. Aici și lansez și provocarea către Consiliul Județean. Interesul major pentru realizarea acestor proiecte l-are Primăria Municipiului Piatra Neamț, pentru că practic este principalul beneficiar al acestor proiecte, deși bineînțeles și comunitățile riverane și celelalte localități din zonă vor beneficia de aceste proiecte de investiții. Însă vrem să intrăm în acest parteneriat și vrem să avem o gândire comună, tocmai pentru a fi un proiect cât se poate de eficient. Revenind la zona Gara Veche, acolo vrem să facem un proiect de regenerare urbană. Cred că aveți și dumneavoastră acces la materialul pregătit în colaborare cu niște urbaniști pasionați de dezvoltarea urbană a orașelor din România, care au lansat o temă extrem de interesantă, identificând spațiile pe care CFR le are astăzi, le deține astăzi, spații pe care nu le valorifică la adevăratul lor potențial. Această organizație a propus sectorului 6 realizarea unui parc, parcul Liniei, un parc pe care primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, l-a și demarat și se lucrează acolo și oamenii apreciază foarte mult felul în care s-a demarat proiectul, că fiecare a putut să participe la focus grupuri, la discuții pentru a veni cu teme care să conducă la determinarea, până la urmă, a unei decizii cât mai bune în realizarea acestei investiții și multe alte parcuri în țară. Cunoscându-i pe acești urbaniști, am intrat în contact cu ei, le-am cerut să intrăm în detalii mai aprofundate, să punem la aceeași masă urbaniștii din primărie cu ei, să gândim proiectul, să avem o temă mai complexă de regenerare urbană a întregii zone, a întregului cartier Gara Veche, dar să începem să țintim focusat către această zonă în filozofia în care va intra drumul expres cu descărcare în strada Izvoare. Acolo vom avea nevoie de un punct nodal care să deservească pe de o parte, să avem și zone de agrement, să avem și un spațiu comercial și un parc, să fie, să punem pe mai multe niveluri lucrurile acolo, să fie și o parcare subterană. Mai avem alte subiecte, dar din păcate trebuie să ne oprim aici. Mai luați unul ca să nu... Da, deci mai luăm unul. Da. Tot de Gara Veche. Și că acea intersecție pe strada Gara Veche, deci există o intersecție vis-a-vis de terenul
despre care a discutat mai devreme, ne spune domnul Radu Andrei, și întreabă dacă nu ar putea fi asigurată, nu înțeleg, probabil că trec pieton zilnic, traversând acea intersecție periculoasă, chiar acum două zile a fost un accident. Deci este o intersecție. Intersecția cu strada Gara Veche? Da, deci intersecția de pe strada Gara Veche. Nu ați dori să o asigurați? Nu știu la care, pentru că este, se poate referi și la o zonă pe unde trec pietonii. Spune, către chiar lângă cartierul acest, Numai. Probabil. Poate fi acea zonă unde știu că este o trecere de pietoni. Sau poate fi chiar intersecția, dar poate scrie un pic mai detaliat și eventual poate pune și o imagine și să identificăm. Dacă nu o pun, dacă nu vă adresez această întrebare, voi fi comentat de toți cei care iubesc fotbalul. Întrebare: se poate găsi o soluție pentru finanțarea echipei de fotbal Ceahlău în condițiile în care la Consiliul Județean finanțarea nu a reușit și nu intru în amănunte de ce? Domnul Bărănescu, de mai bine de două luni facem efortul și acum chiar cred că este cazul să fac acest exercițiu de transparență în fața dumneavoastră și mulțumesc pentru provocare și telespectatorului dumneavoastră pentru întrebare și dumneavoastră. Promovarea echipei de fotbal în Liga a doua este unul dintre momentele care a stârnit, unul dintre cele mai entuziaste momente din ultimii 10 ani, poate. N-am mai văzut atâta bucurie și vă dați seama că vrem să participăm și să sprijinim. Însă ne confruntăm cu următoarea problemă. Cred că se vede cu ochiul liber că susținem echipa și am demarat toate investițiile pe care echipa de fotbal le-a solicitat primăriei Piatra Neamț pentru a avea o bază sportivă care să răspundă tuturor nevoilor ei. Că ne referim la hotel, la spațiile de cazare, la sala așa. De antrenament. Ați spus la dispoziție hotelul. Da. Ați spus la dispoziție baza de recuperare, parcă. Da. Se fac demersuri pentru o nouă tabelă, parcă. Tabela electronică va fi realizată săptămâna viitoare. Deci pentru echipamentele astea. Pista cum e? Pista s-a dat săptămâna aceasta cu primul strat de vopsea. Cred că astăzi se termină primul strat de vopsea sau se trece la al doilea. Se lasă să se usuce pentru că durează până se usucă. Mâine joacă echipa. Nu se poate vopsi. Se continuă cu vopsitul săptămâna viitoare. Primăria, pe lângă banii care i-a dat pentru premierea respectivă, a făcut toate investițiile pentru a avea o bază care să acopere toate nevoile esențiale ale echipei. Nu știu dacă s-ar fi putut să facem mai mult, dar cert este că bugetul nu ne-ar fi permis să facem mai mult. Și avem următoarea situație în care am ajuns poate din cauza entuziasmului și a dorinței de a face cât mai multe proiecte în oraș. La începutul anului am stabilit proiectul de buget, am stabilit bugetul pentru anul în curs. Am periat la maxim funcționarea, am redus tot ce s-a putut de pe secțiunea de funcționare și am dus către dezvoltare. Ca să fie cât mai simplu de înțeles pentru oameni, o primărie, o comunitate are bugetul împărțit în două mari secțiuni, funcționare și dezvoltare. În primul rând trebuie să asiguri funcționarea instituției. Când vorbim de un oraș, avem iluminat public, servicii publice de reparație, întreținere, străzi, locuri de joacă, canalizare pluvială, toate servicii, curățenie și așa mai departe. Aici datoria publică, ratele pe care le avem de plătit la bănci, dobânzile și așa mai departe, astea sunt în secțiunea de funcționare. Și apoi dezvoltarea, proiectele de investiții mari pe care le faci. Având foarte multe proiecte în desfășurare cu finanțare europeană, am vrut să atingem cât mai multe din nevoile colaterale care apar. Pentru că pe orice proiect major mai apare încă o alăie, încă o situație care trebuie să o rezolve acolo, să nu fie ca nu ca în perete. Și de aceea am mers și am maximizat bugetul de dezvoltare. Partea de susținere a sportului, de finanțarea sportului de masă, de finanțarea proiectelor comunității, intră pe secțiunea de funcționare.
de pe secțiunea de dezvoltare nu poți muta pe funcționare. Asta se face că astăzi, în condițiile în care de la Guvernul României nu ne putem aștepta de la niciun fel de sprijin și vedeți și dumneavoastră, slavă Domnului că am scăpat de șmecherie în țara asta. Nu înțeleg, asta dar o discutăm după. În altă emisiune. Așa? Asta cu șmecheria nu înțeleg. Așa s-a zis că am scăpat cu șmecheria. Eu mă bucur foarte mult că am scăpat de șmecherie, de buzați, de talieni, de toate celelalte probleme ale țării. În momentul de față nu pot să promit echipei nimic. Și vă mai spun un lucru de data asta ca suporter. Cum poți să convingi să atragi un sponsor către echipă când tu ameninți că îți iei jucăriile și pleci? Sincer, mi se pare un pic... Asta ar trebui o discuție făcută, mă rog, față în față cumva. Da. Dacă s-ar fi cerut o discuție față în față, aș fi purtat-o, dacă ești public și zici că retrage echipa. Bun, dar nu se referea la primărie aici, domnul. Nu. Președinte. Eu mă refer la faptul că ieșim în fiecare întâlnire, în fiecare discuție cu oamenii de afaceri, cu așa spunem, sportul trebuie susținut în primul rând de mediul de afaceri. Noi, primăria, trebuie să asigurăm baza materială și toate resursele necesare și pe baza legislației naționale să acoperim acele nevoi pe termen lung. Juniorii, partea de copii și juniori, partea de, nu știu, cheltuieli sport de deplasare de masă, pe unele... Sport de masă. Da, și partea de sport de masă ca să crească baza de selecție. Bun. Și acum pun și eu o întrebare. Că n-am apucat să pun nicio întrebare. Eu zic să nu mai plec la primărie astăzi. Păi dacă vreți, eu vă propun altceva. Anunțați la primărie că nu mergeți. Facem ședința de consiliu local de aici. Până la ședința de consiliu local, așa. Eu îl iau pe Bogdan și mergem și intrăm în direct din câteva puncte din oraș și eu discutăm la fața locului. Și asta la un moment și discutăm la fața locului. Asta este problema. Ia întrebați-i, domnul primar, pe ai dumneavoastră angajați și ai noștri angajați, nu numai ai dumneavoastră. De ce aici se întâmplă lucrul ăsta în condițiile în care... Noi știm că, și dacă vreți, ne luăm bocceluța și mergem. Eu sunt de acord, mergem unde spuneți. Da, acum vă întreb altceva. Da. Cum stăm cu fuziunea Publisev Salubritas sau contopirea Publisev Salubritas sau nu? Aoleu, da, asta e o întrebare de final de emisiune. De final de emisiune. Ca să zicem că ne trebuie emisiune întreagă pentru a vorbi despre... Deci ne trebuie emisiune întreagă, dar înainte de asta, măcar spuneți-mi dacă se mai ia în calcul sau nu. Bineînțeles. Luăm în calcul optimizarea tuturor societăților Consiliului Local, pentru că este clară această nevoie, mai ales în condițiile în care acum știm unde suntem eficienți, unde suntem deficitari, acum știm ce modificări legislative apar pe partea de guvernanță corporativă și că am pornit din start cu această temă a reorganizării societăților, dar pentru că, trebuie să o spunem și pe aia dreaptă, n-am știut cum să o facem de la bun început pentru că erau destul de încurcate lucrurile, acum trebuie să o facem. Și anomalia e, că asta este ciudățenia care mi se întâmplă foarte adesea. E un paradox, dar culmea e că trăim într-o lume a paradoxurilor. Începem cu reorganizarea societăților cele mai productive și care sunt până la urmă și cele mai eficiente. Acum nu vreau să mai stăm să vorbim despre urban, că nu știm care e situația acolo. Păi la urban vă spun și acolo care este situația. Sunt foarte supărat pentru că le cer de multe luni optimizarea costurilor în așa fel încât piețarii să le resimtă cât mai puțin. Ai văzut puțin. Un proiect de hotărâre acum că mai scad păi niște prețuri. L-au lălăit și l-au tergiversat până în ultima clipă. Pentru că își permit, pentru că pot. Da. Și că există o zicală, pentru că ei cad tot timpul în picioare. Și pentru că nu numai ei pot, ci pot și eu, am solicitat un audit ad hoc pentru că am impresia că multe dintre cheltuielile și povara care ajung pe umerii piețarilor, care plătesc chirie și se chinuie să vină să își vândă marfa și să țină în viață până la urmă această piață, că piața este datorită lor, nu a urbanului, ne trezim că plătesc, că li se factorează utilități, este doar o presupunere momentan,
Și nu spun acum public, pentru că nu-mi place să arunc cu noroi către cineva care mai este multe nevinovat. Decât există. Am solicitat un audit ad hoc, care să-mi spună țintit, verificați cheltuielile cu utilitățile și ce venituri se înregistrează din utilități. Spun mai multe în următoarea emisiune, dacă se confirmă sau nu ceva. Aștept cu plăcere, ne oprim aici deja, după și cu un sfert de oră emisiunea. Cele bune, oameni buni, au mai rămas întrebări. Promit că în limita timpului să le adresăm și săptămâna viitoare, dar sunt sigur că o să mi le transmiteți din nou. Cele bune, numai bine, sănătate numai bine tuturor. Sănătate.